Salutare și bine am găsit, bă, băieți, la un nou episod de Euro Truck Simulator 2. E bine, data asta vă invit să facem o cursă destul de lungă. Plecăm din Piatra Neamț de la metro. Nu știu dacă este metro în Piatra Neamț, habar nu am, dar s-ar putea să fie. Dar o să fie un episod destul de lung. O să mergem până în Ungaria, dacă nu mă înșel, până în Lidl-ul din Ungaria. O să vedeți imediat. De câte am văzut, este vorba de o cursă de vreo 700 de kilometri, sper să nu greșesc, o să vedem imediat. 713 kilometri, ok. Dacă vreți să jucați cel mai tare joc din istorie, Metin 2, aveți în descriere serverul meu. Dacă aveți să-mi dați un follow pe Instagram, aveți Instagram în descriere și orice alte detalii le veți găsi în descriere. Să băgăm asta așa. Dăm și noi semnalizare dreapta, v-am zis, o să dureze destul de mult, dar da, dacă vă place seria cu Euro Truck Simulator 2, nu uitați să apăsați pe butonul, să futeți butonul de like, să-i dați un picior, să vă dați peste cap, să-i dați cu katana în cap sau ceva de genul. Hai să pornim la drum, habar n-am despre ce o să vorbim, pentru că este vorba de o cursă destul de lungă, cred că o să dureze câteva zeci de minute până o să o terminăm. Dar important e să ajungem cu brio, să vedem cam cât trebuie să ne dea pe cursa respectivă, Cluj-Napoca-Bălți, ok. Deci o să mergem din Piatra Neamț, din Moldova, de acolo, de fapt aici ieșim deja din Piatra Neamț, până în Ungaria, cred. Oșizec, și mi se pare că este în Ungaria, dacă nu mă înșel. La Lidl, avem lapte praf, 19 tone, 16.000 de euro ar trebui să ne dea pe asta. Ideea este că se acumulează și oboseala și o să trebuiască la un moment dat să opresc și în pecuri și să bag și niște motorină, pentru că oricum o să crească destul de mult consumul, că este încărcătură destul de mare. Dar trecând peste faptul că este încărcătură destul de mare, trebuie să ne mobilizăm și să ajungem la destinație în timp util. Așa că nu știu dacă o să merg chiar pe limita legală. Cel puțin la semafoare și la astea o să vreau să păstrez oarecare limită. Văd că avem aici un pe... Hai să oprim mai bine din timp decât să stăm să oprim mai în față. Și avem aici și un loc unde putem să dormim. Nu de alta, dar să nu mai pierdem timp mai în față, să mergem cât mai întins posibil. Așa va și în realitate de obicei. Hai să lăsăm să alimentăm. Așa va și în realitate de obicei, pentru că pur și simplu poate nu vrei mai târziu să mai oprești sau 30 de litri, habar nu am. Cred că o să țin totuși apăsat, deci cred că, da, bagă mult mai repede așa. Dacă stai să dau câte un enter, cred că dura destul de mult. Și oricum la un moment dat trebuie să opresc în pec, o să fac full-ul, știi, și na, asta este partea a doua. Dar asta este destul de bine structurat, adică chiar e pe litri real, e pe tot ce trebuie. Și hai să mă bag eu aici să tragem repede și un pui de somn ca să fie totul bine și să mergem după aia doar și nu mai întrinzi la drumul lung. Asta este ETS2 roleplay. De ce zic roleplay? Pentru că este destul de real, adică sunt o grămadă de orașe, poți să mergi din România. Oh, nice. Plus că e și cu zăpadă, cu tot ce trebuie. Mi-au luat ăștia și ratele pentru tirul pe care l-am cumpărat, ok. 2888 pe zi. Ok, nu-i rău, nu-i rău deloc, dar dacă eu o să fac cursa asta, deja câteva zile pot să nu mai fac nicio cursă, bineînțeles, e vorba de joc în sine, nu de realitate, pentru că totuși este un joc. Cred că am aprins-o scurta, 698 de kilometri, aparent 11 ore ne estimează, următoarea pauză de odihnă, cred că o să fie la fix, deci nu o să mai fac pauză, uite cât de frumos e pe aici, uite și apa cât de frumoasă e, bă, având în vedere că este Euro Truck Simulator 2 la bază, mie mi se pare extrem, extrem de frumos cum e făcut modul ăsta și respect celor care au făcut harta, este harta de pe ProModes și își merită fiecare bonus, chiar dacă a costat doar un euro. Bine, DLC-urile și alte cele, te duci undeva la vreo 40 de euro să faci jocul exact cum îl am eu, dar părerea mea e că arată de-a dreptul genial. Deci n-am nimic de reproșat. Și merit, adică uite și copaci și toate astea, chiar e frumos. Dar o să prefer să merg dinăuntru ca să am și o vizibilitate mai bună, pentru că pare a fi o zonă de munte asta. Și Piatra Neamț în sinea lui ca oraș este între munți. Nu știu dacă ați fost sau dacă sunteți de Piatra Neamț, dar eu am fost pe acolo și știu că e exact între munți. Seamănă cu Sinaia destul de mult. O să iau un larg aici și văd că vin, dacă puteți să vedeți acolo pe bord, ceva de genul, se poate vedea că e o zonă chiar numai de genul ăsta, adică doar și numai urcări, doar și numai curbe. Nu știu să zic exact pe unde sunt, dacă ar fi să vorbim în termeni real, dar avem steagul României aici. Habar nu am unde ne aflăm exact, dar probabil undeva între Piatra Neamț și habar n-am ce altceva. Ăsta zici că e vidraurul după cum arată, dar nu este vidraurul mai mult ca sigur. Dar oricum, super, super, super. Habar nu am, chiar nu știu ce din ăsta, ce...
De fapt, nu știu dacă pot să zic că e lac de acumulare, dar nu pot să zic nici că e baraj. Bine, să zicem că e un baraj, dar habar n-am ce baraj e pe zona asta, pe lângă piatra noastră acolo. Cel puțin eu nu știu să fie vreunul. Dar poate sunt eu mai prost informat, pentru că n-am descoperit foarte mult orașul respectiv. Bun. Dar, nu știu, e super, super tare, frate, cum poate să arate jocul cu modurile astea, jur. Și intentă cu zăpada cu toate cele. Mulțumesc foarte mult lui Mihnea pe această cale. Puteți să căutați pe YouTube Mihnea, are undeva la 34.000 de abonați. Și puteți să vedeți mai multe chestii el, pentru că și el mi-a instalat și mie modurile și el are și moduri de mașini. O să încerc să bag și niște moduri de mașini, pentru că ar fi destul de interesant să vii din, nu știu, din țara X, să ajungi în țara Y, știi, cu mașina, ajunge mult mai repede, nu e aceeași chestie ca și cu tirul. Și o să încerc pe cât posibil să merg cât mai repede, ca să nu dureze extrem, extrem de mult cursa în sine, dar asta implică și riscul de a lua vreo amendă sau ceva. Dar nu pot să merg cu 80, pentru că totuși mai sunt 648 de kilometri și eu abia am făcut 50 de kilometri, de fapt, să zic 60, 70 maxim. Ai, de viața mea ce avarii mi-a dat aici. Da, o să trească să frânăm un pic totuși. Da, mă rog, cred că o să trească să facem și o revizie. Nu știu dacă la avariile astea încă mai pot folosi treapta 12-a, presupunând că o să, da, uite aici, de exemplu, o să trebuiască să încetinim. Sper că mai pot să folosesc treapta 12-a, dacă nu o să fiu nevoie să mă duc în serviciu și să repar. Deci eu am făcut 70 de kilometri în 6 minute de filmat, 6 minute jumătate. Și eu am 700, adică nu știu dacă durează chiar o oră, dar totuși dacă o să dureze o oră, la un moment dat o să pun pauză, o să bag o tranziție și o să vă arăt puțin mai din față, pentru că nu are rost. Uite, acum, de exemplu, aș fi putut să opresc aici ca să bag și gaz să și trag puiul de somn, dar nu, o să merg mai în față. Pentru că e mai ok așa. Să mai câștigăm și noi timp. Și să ne uităm totuși că pe harta de la Andu, harta României, era destul de nasol pentru că scara era altfel, adică treceau mult mai greu kilometri, aici trec bine kilometri, trec normal. Metro Service Pro, am înțeles, ok, avem și limitele de viteză acolo, foarte mișto. Nu știu, e super, super frumos. Chiar, chiar îmi place. Avem acolo și munții, nu știu să vă zic exact pe unde suntem pe aici, pentru că, într-adevăr, de câte am înțeles, harta în sine este destul de bine structurată și pusă la punct. Singura chestie e că nu am habar unde ne aflăm acum, dar aș vrea să ajung în realitate pe aici pentru că e frumos. Aici o să cam moare, nu știu, cred că o să coboare până la 60 la oră pentru că e o urcare destul de nasoală. Și probabil o să vină o coborâre pentru că așa este normal. Ok, văd că sunt și niște lucrări pe aici. Și acum la coborârea asta, păi, nu accelerezi o blană. Ia să vedem, uite cât de frumos se vede, frate. Doar că nu prea ai vizibilitate dacă e să stai. Am înțeles, deja am trecut defecțiune, motorul ăsta nu e cel mai bun lucru ce se poate întâmpla. Dar e ok dacă ajungem măcar să rămânem cu avariile astea până la final, pentru că marfa în sine nu are avarii. Reparațiile o să le fac eu ulterior la tir dacă este nevoie. Doamne, cât de frumos e. Repet, nu știu pe unde este zidul ăsta în România, dar aș vrea să aflu. Și oricum mai avem o grămadă, o grămadă de mers, dar cred că o să merite. Adică o să ajungem la unguri și măcar așa să ajung, nu? Hai să vedem. Bine, mi acolo îmi pusese prescurtarea de la țara în care o să ajung, HR, deci Hungary cum ar fi. Nu știu exact. Cred că, bine, orașul în sine sper să fie în Ungaria. Și de aici cred că o să mergem așa pe linie dreaptă. V-am zis, o să merg cât mai tare posibil să zicem, dar aici e destul de riscant, dar o să mă bag în depășire. Pentru că aș vrea să câștig timp și să, uite aici am fost destul de inspirat, este și linie discontinuă, Doamne ajută. Trebuie să câștigăm cât mai mult timp posibil, pentru că nu am de gând să vă plictisesc, dar v-aș invita să vă uitați până la final, pentru că este foarte probabil să vă placă ceea ce vedeți și poate o să vă conving să vă luați și voi DLC-urile respective și să vedeți cam cum arată jocul pe calculatorul vostru, de ce nu, sau pe laptop sau pe ce jucați voi. Dacă ar merge și pe telefon, ar fi ceva în timp. Între timp, pe telefon puteți doar să vă uitați la clipul ăsta, dar este ok și așa. De ce nu? Bun. Într-adevăr, nu țin banda foarte bine pentru că nu am o vizibilitate suficient de bună asupra drumului, dar pe mine mă interesează mai mult să văd peisajul în sine, nu neapărat, bine, și drumul, bineînțeles, este important. De fapt, am făcut niște calcule eronate. Cred că ar fi undeva la 40 de minute să stăm în cursa asta, să fie totul în regulă.
Pentru că dacă merg destul de întins cum merg acum cu viteza asta, e clar că o termin mult mai repede, dar atunci am oprit și în peco, am mers și mai încet. Aici, de exemplu, dacă ar fi trebuit să fac stânga, aș fi pierdut din nou ceva timp. Este limitele 70, dar v-am zis că nu o să stau să merg cu viteza legală, pentru că nu o să stau. E, uite cum arată pe aici, am mai văzut și prin alte zone pe harta asta, deci nu este ceva nou. În schimb, pe unde am mers prin munții ăia și pe lângă zidul ăla mare, nu am mai fost și chiar arată super, super bine, e super ok. Hai să vedem aici. Bam, 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 bam. Am trecut frumos, bam, și asta e. E, așa da, aici sper să am intrat în satul, de fapt nu, satul mare dreapta, Cluj-Napoca tot în față, deci nu o să merg spre Cluj. Deci ăsta este un tronson de drum, o bucată de drum dintre Piatra Neamț și Cluj. Nu știu exact câți kilometri sunt în realitate între cele două orașe. Tot ce știu e că acum trec destul de repede kilometri și sper să pot să mă mențin pe viteza asta cât mai mult posibil, pentru că aici am intrat pe un oarecare drum național, dacă nu mă înșel. A, erau mașini de poliție, dar din fericire nu cred că, mă rog, dacă era să ne amende ne dea de mult. Singurul dezavantaj este consumul, care într-adevăr este destul de mare acum, dar puțin mă interesează dacă ajungem în timp util acolo, este în regulă și e ce trebuie. Ideea e că clipurile de genul pe Euro Truck Simulator 2, clipurile de genul nu pot fi foarte scurte, pentru că vrei să arăți cât mai mult din hartă, vrei să descoperi cât mai mult din hartă și vrei să arăți cât mai mult din harta respectivă. Iar dacă eu aș face doar clipuri de 10 minute, nu ai avea ce să arăți, pentru că acum ar trebui să opresc clipul și poate voi ați fi curioși. Vedeți mai departe ce se întâmplă și nu o să vedeți. Aici deja am ajuns la 140 și cred că tipul ăsta din față nu o să accelereze și el. Sau? Da, apare mă apropii destul de nasol de el și o să trebuiască să frânez. Am înțeles, hai că ai accelerat și tu dacă e. A accelerat, el a accelerat, dar ce frânam puțin eu, că de la 140 m-am dus la 60. Dar e partea a doua, acum na. Mai trebuie să mai și frânez. Și aici o să intrăm în Cluj, văd că trebuie să facem la un moment dat dreapta. Așa că, aba, nu pot, stai că e banda asta deja. Din câte văd eu acolo pe previzualizarea de la GPS, ca să zic așa, de la navigație. Ok. Încerc să frânez, dar să și accelerez imediat ca să nu pierd foarte mult Oradea tot înainte și o să mergem spre centrul Clujului. Dacă cineva recunoaște intrarea de în Cluj, mamă ce mână am dat în brațul microfon, intrarea în Cluj sau orice altceva din Cluj și, nu știu, recunoaște în acest video, l-aș ruga să-mi spuneți și mie în comentarii, uite cam așa arată. Este foarte probabil să fie ca în realitate. Ok. Ei, uite, aici vedeți din nou, o să meargă greu kilometri, o să fac greu kilometri până o să ies din oraș. Hai să ne uităm totuși în afară ca să vedem cam cum arată Clujul, măcar pe harta asta, pentru că în realitate nu am fost în Cluj. Și cred că pe lângă nimic care este pe lângă Cluj n-am fost, nici în satul mare n-am fost, dar aș vrea să ajung. Mă rog, asta este altă poveste. 462 de kilometri. Noi am plecat la 700 și ceva. Să zicem că am făcut aproape jumătate în 13 minute? What the fuck? De fapt, n-am făcut jumătate. Am făcut vreo 30%, să zicem, din traseu. Deci, cred că undeva la 40 de minute o să ia toată cursa. Dar, repet, cred că o să merite. Aici o să facem la dreapta undeva în față, adică spre Oradea, Piatra Neamț, Sibiu tot înainte. Ok. Hai că am frânat și noi. Tipul ăsta are număr de volt. Haide că ne băgăm și noi. A, după aia nu ne-am băgat cu japca. Tipul ăsta vrea să facă sensul giratorii, am înțeles. Oradea și Budapesta. Am făcut puțin avarie și la remorcă, n-aveam ce să fac. Dar, da. Aici din nou o să mergem pe drum întins, o să treacă kilometri destul de rapid, teoretic. Dar e bine că este o scară, nu știu dacă e 1 pe 1, dar 3 km destul de repede și asta mă avantajează. Iar dacă o să vedeți și sper să se vadă în bord, arată că sunt minus 22 de grade. Asta este ceva. Este ceva într-adevăr, dar nu sunt foarte des temperaturile astea în România, adică sunt foarte puține zonele unde sunt temperaturile astea. Una la mână și a doua la mână nu sunt foarte dese. Ora de tot înainte, Brașov, să ieșim pe A3. E, se pare că nu vrea să ne scoate pe autostradă și suntem oropsiți de soartă să mergem tot înainte, tot înainte, tot înainte, dar important să ajungem unde trebuie, corect, corect. Așa că, de fapt, stai să vedem că poate ne scoate și pe noi pe autostradă pe ceva puțin mai în față, dar nu, pentru că acele indicatoare sunt sus pe autostradă, deci nu au nicio legătură cu noi ca și persoane. Iar noi o să mergem așa spre munții ăia frumoși, nu știu, deci am impresia că modurile astea au dus jocul ăsta la capacitatea maximă, adică uite și casele și biserici și tot ce vrei tu sunt
uite, biserici și alte cele, sunt duse la capacitate maximă, ceea ce, nu știu, primul rând îți dă impresia că jocul ăsta, chiar dacă este un joc relativ simplu și nu este, să zicem, foarte pretențios, îți poate oferi o grămadă de chestii și nu pot să zic oportunități pentru că nu spune masa, dar poți să vezi multe chestii în el, poți să descoperi multe chestii, poți să înveți multe chestii, de ce nu, adică chiar poți să înveți multe chestii. Și acum să sperăm că o să putem și noi să ne băgăm așa. Uai, de viața mea, acolo sigur am fost aproape să ating parapeții aia, sunt foarte sigur, dar fiind, am înțeles, fiind destul de departe de locul faptei, adică eram pe, nu eram pe modul de first person, nu am de unde să știu cât de aproape am fost, dar sunt sigur că am fost aproape. Mamă, ce slalom fac pe aici. Slavă Domnului că este liber drumul. Dar nu am încotro, chiar vreau să merg cu viteză cât mai mare, să ajungem cât mai repede la destinație, că vreau să vă arăt, chiar vreau să vă arăt tot traseul, tot traseul în sine. Deși mai sunt 400 km totuși, ceea ce, într-adevăr, este destul de mult. Trebuie să recunosc că sunt curios cum arată tot până la final și când o să ajungem la Lidl-ul din Ungaria. Și ideea este că nu mă... Uite o vacă. Mamă, pe frigul ăsta să stai să paști, într-adevăr este ceva. Chiar sunt curios cum o să arate și sunt sigur că o să merite una la mână și a doua la mână, și voi poate sunteți curios să vedeți cam care este treaba. Iar în următorul episod nu o să joc off camera și o să vreau să plec din Ungaria să vedem unde ne aduce. Adică poți să mergi din Ungaria în Polonia sau din Ungaria în altă țară, știi? Ceea ce la fel este destul de, destul de interesant aici. N-am intrat foarte bine, dar este ok. Și dacă aș fi mers doar în stilul ăsta, adică cu o viteză destul de mare, cu siguranță acum mai aveam undeva la 300 de km sau poate chiar mai puțin, dar nu se poate să mergi doar așa și... Da, acum sunt minus 20 de grade, ok. E, dar eu pot să verific temperatura la apă, nu mi-arată. Mă rog, la anumite tiruri ți-a arătat temperatura la ulei, la... am înțeles. N-aveam altă soluție, deci a fost singura soluție pe care puteam să o iau acolo. Soluție pe care trebuia să o iau, da, am înțeles. Singura decizie pe care puteam să o iau acolo. Mai în față o strească facem la stânga și aici am intrat în Oradea. Intrarea din Oradea, dacă o recunoaște cineva, ar trebui să treacă perimetrele 50 cât de curând posibil. O să băgăm aici o semnalizare. Arad stânga. Am înțeles și pe la Arad probabil vom ieși din țară. După geografia mea. Avem din nou aici steagul României. Destul de multe mașini care intră în sensul giratoriu și se costrească să... Da. Aici din nou am mai pierdut niște timp. A făcut el sensul giratoriu. Ne-am băgat și noi mai cu... De fapt nu cu japcă, că ne-am băgat încet, dar ne-am băgat sigur. Pentru că am avut timp să... Din moment ce ai intrat în sensul giratoriu, ai prioritate. Ok. Frate, eu niciodată nu o să înțeleg chestia asta. Dacă am intrat în sensul giratoriu, jocul ăsta chiar... Nu pot să zic că are o problemă, dar aici eu eram deja intrat în sensul giratoriu. Nu înțeleg de ce a mai intrat și el. Și nu știu ce am impresia că nu o să mai reușesc să ies de aici. O să ies, probabil, dar mai greu. Sau? Nu știu, adică dă impresia că ar vrea să iasă, cred. A ieșit cu ambele roți. O să iasă, probabil. Sper! Da, o să iasă, pentru că se tot mișcă, mișcă, mișcă. Dar nu înțeleg ce o ține acolo, oare, de la faptul că este acea... Habar nu am. Măcar să vină unul să-mi dea din spate. Gata, acolo o să iasă. Perfect. Da, mă rog, ciudat. Asta chiar a fost ciudat și mi-a dat și daune destul de mare. Ideea este că o să înceapă să-mi dea cu verificări de service. Și nu știu dacă o să mai am așa la 12-a treaptă, care până pe seara te ajută, exact ce ziceam. Te ajută pentru că poți ajunge la o viteză mai mare și pentru că poți scoate un consum mai mic. Dar s-ar putea să mă cam limiteze treapta 11-a și nu aș vrea să am și ieșit din Oradea, doar am traversat orașul. Nu aș vrea să stau să repar acum tirul pentru că este timp pierdut și chiar nu aș vrea să vă arăt chestia asta vouă. Dar hai să mergem mai în față să vedem. Avem aici din nou acest peco foarte, foarte frumos. Sper să mergem cât mai mult, opa, cât mai mult posibil la drum lung. Da, să vedem. O să mai încercăm și niște depășiri și niște ceva, pentru că niște ceva, într-adevăr, și niște manevre mai periculoase, pentru că altfel, da. Ok, încă am acces la treapta 12. Având în vedere că totuși am 23% avarii, e destul de mult. Singura chestie și singurul inconvenient destul de des întâlnit o să fie faptul că o să-mi dea aia cu verificare service sau vizitează un service cât mai repede posibil. Dar este normal la avariile pe care le are. În schimb, din păcate are 3% avarii și remorca nu o să-mi scadă foarte mult. Adică am 16.000, probabil o să mai au vreo
15.000, dacă o să ajung în acel stadiu cu remorca, plus combustibilul pe care l-am luat acolo, plus așa, așa, plus amenzile pe care le-am luat. Dacă stau să mă gândesc, n-a meritat foarte, foarte mult. Nu o să stau să aștept aici, pentru că dacă nu mă înșel, nu vine nimeni din sensul celălalt. Și n-am luat nici amende, i-am păcălit de data asta. Dar dacă tot nu vine nimeni în sensul celălalt, de ce nu? Sunt sigur că oricine, de fapt, nu știu dacă oricine, dar sunt sigur că multe persoane au făcut exact la fel aici. Și v-am zis încă de la început că nu o să stau să respect regulile de circulație pentru simplu fapt că pur și simplu nu are rost în anumite situații. Și acum chiar vreau să termin cursa cât mai repede, adică nu mă interesează să stau să semnalizez, să stau la semafoare și alte cele, știi? Adică chiar, nu știu, interesul cel mai mare al meu este să termin cursa cât mai rapid posibil. Și asta o să se și întâmple, sper. Dar mergând în ritmul ăsta, o să fie tare, adică o să ajungem rapid, o să vedeți și voi tot ce trebuie și o să fie bine. Deci, da. Hai să vedem. Uite, merge aici băiatul cu 120. Dacă o să mergem iar din nou doar autostradă, o să câștigăm o grămadă de timp, o să fie totul ca la carte. Dar hai să vedem. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Pace că se încarcă și textura destul de rapid. Uite, de exemplu, acum n-am mai luat amendă, din fericire. Deși, având în vedere viteza pe care o aveam și faptul că am trecut pe lângă mașina de poliție, chiar mă gândeam că o să-mi iau amendă. Aici sunt minus 18 grade. Nu știu ce am impresia că odată ce ieși din România se încălzește. Nu știu care e logica. Ok, acum am intrat în Arad. Hai să frânăm puțin pentru că în primul rând o să facem la dreapta aici și trebuie să frânăm la sensul giratoriu. Și în al doilea rând, oricum intrasem în oraș pe limite de 50 și trebuia să o lăsăm mai ușor chei curbă. Am înțeles. E, nelipsitele gropi, de ce nu? Și din Arad am și eu ceva prieteni, din păcate nu am ajuns în Arad, nu știu dacă este un oraș atât de micuț cu casele astea la fel de apropiate sau alte cele. Dar am fost în Timișoara, care este aproape de Arad, am înțeles că sunt doar vreo 50 de kilometri, nu e o diferență foarte, foarte mare, sper să prind verde și la semaforul ăsta. Și slavă Domnului, e destul de puternic tirul ăsta, dar cu siguranță, făcând level, făcând anumite curse din ce în ce mai lungi, o să ajungi să ai un tir mult mai puternic și am descoperit aici un distribuitor Renault. Și aici ar trebui București Zeghed. Ok, deci aici ieșim din țară mai mult la sigur, pentru că am ieșit și din Arad. Și de aici să înțeleg că o să intri pe teren minat, oarecum. Sau cel puțin o să fie legătura dintre Arad și ieșirea din țară, nu? Aici văd că o să fie un sinjelator și cred că ne bagă pe autostradă, oare? Știu că este autostradă acolo lângă Arad și Timișoara este A6-le, dacă nu mă înșel. Chiar am eu un car, de fapt un vlog în sine, făcut pe autostradă respectivă și e o autostradă destul de nouă. Da. Și cred că e A6, dacă nu mă înșel, A1. Nu știu ce scrie A1, dar de fapt cred că să fie de aici spre București, la un moment dat o să ieși de pe autostradă spre... Nu știu, stai să vedem, habar nu am. Cred că o să ieși la prima ieșire pe dreapta, cred. Da, pentru că văd că ți apare și aici. Și asta ar trebui să fie A1. A, și ne scoate aici. Deci asta este și singura chestie. Adică pur și simplu ai intra pe autostradă ca să ieși. Dar este ok. De ce nu? Da, Ungaria probabil. În Ungaria trebuie să ajungem. Bam, și ne-am dus aici frumos. Bam, 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 ne băgăm și pe banda asta și e perfect tot. Dacă ne punem acum la drum lung, sper să mergem destul de mult pe autostradă, adică să fie destul de... Să mergem la drum întins, cum s-ar zice. Sper să se întâmple chestia asta, să fie tot în regulă. Bun, avem aici pe dreapta o grămadă de chestii, o grămadă de... De fapt, vreau să văd vama, unde teoretic o să se facă legătura între noi și vecini. Și nu știu exact cât e de mers până acolo, dar știu că o să merge cu viteză. Și cred că estimarea mea de la început de 40 de minute o să ajungă undeva la 35, pentru că am filmat 24 de minute și am făcut 500 și de kilometri, adică de fapt cam vreo 500, iar eu acum mai am doar jumătate. Cam 10 minute, cam așa o să terminăm. Iar aici cred că este vama, că tot vorbeam despre asta, da. Nu știu dacă este în realitate, nu am fost în afara țării, chiar dacă am permisul de ceva timp, spune că nu este interzis aici. Și de aici cred că am intrat în Ungaria, nu? Mai mult ca sigur. Ok. E, a, da, uite, ți apare și asta pe hartă, super tare.
De fapt, asta v-am mai arătat-o. Cred că am mai fost o dată în Ungaria într-un video. Cred că în primul, oare în primul video, nu mai știu. A, nu, am fost în Serbia în primul video. Oare am mai jucat eu Off-Camera și am ajuns Budapesta 200 și ceva și 40 de kilometri până unde trebuie să ajungem noi. Dar sunt 40 pentru că probabil așa este semnul în realitate, semnul indicatorul. Dar aici nu cred că este chiar scara respectivă. Dar slavă Domnului, să sperăm că o să mergem cât mai mult posibil pe drumul de genul ăsta și o să mergem cu viteză, să fie totul în regulă. Și după ce o să termină și cursa asta, o să mă duc să și repar. Am un deja vu și habar nu am dacă am mai mers pe aici. S-ar putea să mai fi mers într-un video. Și cred că am mers când am mers în Serbia. Nu știu exact dacă trebuie să mergi pe la Ungur ca să ajungi în Serbia, pentru că nu am fost. Dar dacă e cineva în comentarii să mă corecteze, l-aș ruga să o facă. Na, zic și eu. Ok, și la un moment dat cred că o să trebuiască să ieșim pe dreapta. Nu știu, dar... Hai de viața mea, asta e cea mai tare surpriză pe care poate să o facă fix în depășire. Fix când ai viteză, fix când ai nevoie de cuplu, fix când ai nevoie de motor cât mai mult posibil. E, atunci îți dă defecțiune motor și te umple de respect. Exact ce ziceam, minus 15 grade. Până la destinație cred că se fac minus 10. Na, e după sufletul omului, cred, sau habar nu am, care este criteriu. Dar oricum, o să rămâne de văzut chestia asta cât de curând posibil. Totuși o să ajungem și noi pe la 130 și, nu știu, văd așa că trec foarte repede kilometria, chiar este ceva. Și cred că Budapesta este ieșire pe dreapta. Nu ne arată că o să rămânem aici, deci este ok sau... Aba, nu, stai. Trebuie să frânez puțin, că nu prea înțeleg eu acolo care e treaba. Deci mergem puțin mai în față noi. Da, ok. Așa, aici este ieșire de pe autostradă, să înțeleg. Adică aici este capătul... Aba, nu. Mă și mira să fie aici capătul... Aba, da, capătul autostradă, ieșirea de pe autostradă, de fapt. N-are rost să semnalizez pentru că doar țin drumul drept. Și cred că ne bagă pe continuare autostrăzii. Bine, asta e relativ după cum arată, chiar arată ca o intrare pe autostradă. E, acum e important să ne țină cât mai mult și pe autostrada asta, pentru că trebuie să terminăm cursa cât mai repede. Nu contează dacă dăm în radar sau dacă se întâmplă ceva cu tirul. Nu! Important este să ajungem la destinație cât mai repede. Arad ieșire și cred că o să ieșim tot pe acolo spre Arad. Cred. Hai să vedem. Habar nu am, dar exact ce ziceam. Din jocul ăsta poți să înveți anumite chestii, poți să vezi anumite locuri, eventual dacă ai niște moduri, locuri în care poate n-ai ajuns sau vei ajunge și poate o să-ți prindă bine. Habar nu am. Presupunem și noi, dacă dăm și lunga, deja e ok. Dar mă bucură faptul că avem de mers pe autostradă și cred că o să... Ia să încercăm noi așa să vedem. De mers... Pare a mai fi destul de mult. Dar... Subotica, ok. Nu știu ce am... Ok, Belgrad... A! Mă, da, stai un pic, eu nu înțeleg o chestie aici. Da, mă rog, poate că am greșit eu, sau... Hai să știm aici, să plătim. Ok, eu văd că stop, dar nu văd... Ok, eu am vrut să opresc, dar nu s-a putut. Mă, stai puțin, eu trebuie să ajung ori în Serbia, ori în Ungaria. Eu cred că în Ungaria, dar am impresia că eu am intrat în Serbia. Mă rog, poate că trebuie să ajung întâi aici și... A, eu nici măcar nu l-am luat pe drumul bun. Adică trebuia să o iau pe partea cealaltă și mă pune să întorc. Stai că nu înțeleg. Aba nu, ăsta e drumul. Mă și miram. Într-adevăr, nu am mers pe ruta bună. Trebuia să mă bag puțin pe partea dreaptă. Dar e ok. Doamne ajută. Și cred că de aici o să trebuiască la un moment dat să ies pe aici. Subotica, ok. De orașul ăsta am mai auzit. Deci de orașul ăsta chiar am mai auzit. Avem limite de 50 aici, am ieșit de pe autostradă, deci aparent ultimii 100 de kilometri o să mergem pe drum național sau ceva de genul. Am ieșit aici, nici nu vreau să mă mai gândesc să mă asigur, hai că am ieșit de toți banii. Dar am ieșit totuși și am venit pe roți înapoi, ceea ce este important. Și aici arată super, super bine. Și aici, nu știu, am intrat în Subotica. Nu știu dacă arată așa în realitate, dar dacă cineva a fost pe zona asta și are inimă bună să ne pune și pe noi în temă, cu cel mai mare drag, n-ar fi de folos. Vedem dacă luăm și noi amendă către... A, la fix! La fix! Dacă îl prind și pe ăla din față verde, chiar Dumnezeu e cu mine astăzi.
Da, nu cred că o să-l prind verde, dar nici să opresc mai de gând, pentru că și dacă aș vrea să frânez acum, nu o să mai pot să frânez în condiții de siguranță și da. Exista posibilitatea să vină cineva din stânga sau din dreapta și să mă umple de respect. Dar între timp o să trebuiască aici, eu am prioritate, dar e roșu. Și am... Mamă, dar stai puțin, de ce este atât de scumpe? Că nu înțeleg, nu știu ce e atât de scump. Pentru că de obicei nu era la fel de scump. De fapt, scump amenda. Era mult mai ieftin, dar nu știu, era undeva la 100 de euro, nu 300. E, parcă, oricum am cheltuit undeva la 4.000 de euro, cred, pe amenzi și pe asta, eu o să mai iau vreo 15.000 plus reparația, dar măcar am văzut drumul și am ajuns la destinație, ceea ce, să zicem că e ok, într-o oarecare măsură, dar nu e foarte avantajos. Mama a reușit la cât am vorbit. Băgăm și noi semnalizarea așa pe final măcar, băgăm și aici, bam, 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 și drumul european 662, auzi. 87 de kilometri, eu zic că mai mult de 3-4 minute nu o să ne mai ia drumul ăsta și... da, hai să vedem. 82, 81 cât de curând, am plecat cu consum de 38%, am ajuns cu 42, dar am mers cu viteză, am ajuns la destinație repede. Clientul nostru va fi mulțumit, o să primesc o recenzie bună și nu numai. Foarte mișto pe aici, nu știu, poate o să ajung și o dată în viața asta, pe aici, ca să vedem cam care este treaba în adevăratul sens al cuvântului. Oh, love, how I miss you every single day. Scuze, dar mi-a venit în minte melodia asta, m-am uitat la radio și o mai ascult, o am și în playlist și da. Hai să băgăm și noi o semnalizare aici. Nu știu, se vede foarte mișto când depășești pe cineva pe modul ăsta. Adică e mai interesant, știi? În față... A, trebuie să fac la dreapta, ok. Pentru că văd că în față relativ este blocat oricum drumul. Și cunoașteți termenul de a lua în larg o curbă, nu? Mă, stai așa că aici... Am avut impresia că e sens unic. Îmi pare rău, amice, da. În viață trebuie să fii bandit. Așa, aici trebuie să plătesc, sau? Că nu înțeleg. E vamă? Sau? Ok, acolo scria stop, dar n-am văzut să-mi apară un enter sau cea. Mă rog, trecem peste. Am trecut cu brio, n-am luat amendă, deci nu ne-a venit nimic în cap care să ne oprească. Uai de viață, mă uite cât de frumos e aici. Super tare. Cât de bine reprodusă este apa totuși pentru un... am înțeles, mulțumesc, generalul. Ăsta, spaniolul, pardon. Bă, așa. Nu știu, se pun frâne foarte bruște în jocul ăsta și ideea e că după aia tu accelerezi foarte greu. Bine, cu excepția modurilor de mașini care, na, te ajută. Și aici cred că am intrat în Republica, nu știu ce Republică scria acolo. Spune stop, dar nu e de plătit nimic, habar n-am. Mă rog, noi ne vedem de drum. Am ajuns în Batina și așa arată din afară. Bine, harta asta cred că totuși este limitată la un moment dat, adică nu îți arată chiar tot și cum trebuie, dar oricum îți arată. Și uite așa îți dai seama cum un șofer de tir merge pe teren minat unde nu cunoaște absolut nimic decât GPS-ul duce unde trebuie. Și totuși trebuie să ajungă la destinație și nu este o viață ușoară deloc pe tir, dar mulți se duc pentru că sunt bani, mulți. Dar părerea mea e că banii sunt puțini pentru ceea ce muncă faci acolo. Dar asta este o altă discuție, vezi toată lumea? Na. Sunt persoane care chiar pleacă pe tir pentru că sunt plătiți bine și pentru că sunt călători în toată lumea. Adică vezi o grămadă de orașe, o grămadă de puncte turistice pe care poate, dacă ai fi fost angajat în România, nu le-ai fi văzut vreodată ever, ever, never, ever. Dar, na, asta este altă poveste pe care nu cred că are rost să o discutăm acum. Nu înțeleg o singură chestie. De ce mai sunt 24 de kilometri și mi estimează 33 de minute? Oare este aglomerat în oraș și nu voi merge cu o viteză constantă? Sau care este ideea? Că nu înțeleg, acest GPS mă induce în eroare. Deja 30 de minute. Mă, dar stai, uite, am ajuns foarte repede. Pentru că dacă vă aduceți aminte la început, aveam diferență de 10 minute între următoarea pauză de odihnă și timpul meu de a ajunge la destinație. E, toate bune și frumoase. În schimb, eu am ajuns la destinație și mai devreme. Adică, și mi-a rămas și 2 ore timp până la următoarea pauză de odihnă, ceea ce este ceva. Da, într-adevăr, așa se simt și șoferi de tir. Și eu cred că trebuie să merg pe aici. Și trebuie să frânești, trebuie să fac la dreapta. La stânga, pardon.
Speranța că o să fac... A, avem și semafor, ok. Păi cred că pot să fac asta. Bine, n-a fost chiar cea mai bună soluție. Aici avem roșu, nu o să mai stau să aștept. L-am păcălit, l-am făcut, nu mai gata. Și am ajuns în Oshijek. Aici trebuie să ajung eu și să descarc. Ok. Asta este un semn bun. Dar tot la fel nu înțeleg de ce. Cred că la un moment dat o să ies din oraș și o să urc în munte sau ceva. Pentru că, da, uite, văd că se face la dreapta. Nu înțeleg de ce mi-estimează atât de multe minute pentru 3 km. Adică, în realitate, înțeleg că sunt în București, unde chiar atâta faci, fac chiar mai mult. Distribuitor Mercedes, perfect. Pare rău dacă s-a făcut roșu. Să fac așa. Îmi pare rău, boss. Mamă, de am dat. Mi-a dat bine aici, ce să mai zic. Dar măcar interesul nostru o să fie pus în aplicare cât de curând și o să ajungem la destinație. Doamne ajută. Asta chiar este ceea ce ne dorim și... Na. Ok. Aici o să stăm puțin la coadă pentru că văd că nu se mișcă foarte, foarte bine. Avem aici un Alfa Romeo în față. Și din fericire am prins și noi semaforul ăsta. Verde. Da, am o problemă cu ieșitul în... Și dacă frânam acolo mai mult mă complicam, deci nu era niciun avantaj. Hai să vedem cum arată un Lidl din Ungaria sau Serbia, pentru că mi-a părea la început Ungaria, cred că am ajuns în Serbia. Dar o să vedem imediat. Puțin, puțin mai în față, 1 km, 2 minute. Nu mi se întâmplă foarte des, de obicei 60 de km, 60 de minute mi estimează GPS-ul din joc, știi? Dar hai să vedem. Și aici, cred. Da, mi-a dat și defecțiune motor ca să moară de tot motorul. Mamă, deci am avut un sentiment de la nasol. Aici, gen la periferia din orașul ăsta. Am crezut că m-a lăsat fix aici, o să trebuiască să dau F7 și să mă duc să repar și alte cele. E, și uite așa arată Lidl-ul din Oșijec, care e destul de bine reprodus totuși. Și parcarea e ok. Cred că ar fi fost mai avantajos să intru pe prima intrare, dar o să mergem și pe aici. Nu știu cum să fac eu pe aici ca să iasă bine. Mă, la limită, ok. Și acum o să o luăm așa frumos, frumos, frumos. Hai să vin cât mai elegant posibil. Și am ajuns și aici. E, asta da. Da, trecem peste. Hai să vedem cât o să o luăm din 15.000 totuși. Rezonabil, am luat 11.000 și niște puncte. E ok. O să luăm totuși distanță mare ca să fie în regulă. Cam asta ar fi video. Sper că v-a plăcut. Iar ne vedem la următoarele episoade. La revedere!